Îl propunem un după prezență pe domnul Sârbu. Mulțumim, domnul Dumnezeu. Rămâne dator. Da, rămâne dator, domnul Tădescu. Să mă trag de semnul. Hai să nu mă propuneți până. Băi, Ștefane, de-aia te-ai îmbrăcat un negru, să nu te vedem cu scaunul. Ansamblul său. 21 de voturi pentru proiect adoptat.
Să menționez faptul că în forma prezentată inițial proiectul nu obținuse vise de legalitate.
poziția juridică nefavorabil, unele aspecte s-au clarificat. De asemenea, eu vreau să atrag atenția că acest proiect este făcut ca urmare intrării în vigoare a ordonanței 74, care se vede mai multe obligații, printre care și stabilirea unor indicatori de performanță pentru aceste activități pe care noi acum punem tarife diferențiate. Consider că ar fi bine ca proiectul să prevadă și Nu fi un proiect de hotărâre care să adreseze proiectul. Am mai citit-o încă o dată și mi-am dat seama că totuși e pentru proiectul. Am stat de vorbă puțin mai devreme cu domnul director Vasile Ionescu și cu domnul director al Fundului de Cuvinte de la Fundului de ASF, și am întrebat, bun, avem mult. Proiectul ăsta e pentru proiect făcut? Ca să înțeleg și eu ce votez astăzi. Și mi s-a confirmat că da, e făcut pentru proiect. Atunci, și eu am o mare, mare dilemă. Am sentimentul că trăim în niște luni paralele. Am rugămintea secretariatului să puneți pe ecran niște imagini. Deci, ce vedeți dumneavoastră aici, e fotografie făcută azi dimineață la ora 8 și 5 minute. Dați mai departe. E pe cumpăt. Tot 8 și 5 minute. Astea sunt niște fotografii făcute în urmă cu vreo săptămână și ceva. Același punct de colectare. Ceea ce vreau să spun este că imaginile astea nu sunt unice în Ploiești. Imaginile astea le regăsiți în zeci de astfel de puncte de colectare. Nu știu câte sunt la nivelul Ploieștiului, nu vreau să exagerez spunând un număr, dar nu este un caz singular. Ce vedeți dumneavoastră pe ecran se găsește în orice colț al Ploieștiului ați merge dumneavoastră. Vă rog mult să priviți cu atenție aceste imagini. Acolo avem hârtie, avem carton, avem plastic, avem toate tipurile de deșeuri refolosite. De asemenea, veți vedea acolo trei pupele, dintre care una ruptă, făcută zoc. Aceste pupele se adresează un sfert de cartier. Deci sunt M blocul care se adresează la cele trei pubele. Acum stau și eu și mă întreb. Cum putem aplica noi această hotărâre de Consiliu la aceste condiții? Eu pot să înțeleg faptul că avem presiunea unei legi în vigoare. Dar în același timp, eu știu că legea vine să reglementeze în favoarea mea. Nu în defavoarea, nu a mea ca persoană, ci a cetățeanului. Nu în defavoarea cetățeanului. Păi dacă noi aprobăm, și acum vă rog să reveniți la textul hotărârii, dacă noi aprobăm această hotărâre, înseamnă că noi de mâine va trebui să plătim 9,50 lei de persoană pe lună, plus tarif penalizator de 3,72 lei, în condițiile în care eu, ca persoană fizică, nu am alternativă să colectez selectiv deșeurile. Oameni buni, trăim în același lume? Acest proiect de hotărâre are vizită legalitate de la dumneavoastră și de la Poliția Juridică? Am specificat faptul că proiectul în forma inițială nu a obținut vizită de legalitate, are raport nefavorabil de la Direcția Juridică și are aviz de Comisie 3. Și după modificările pe care le-a propus i-a dat vizită de legalitate? Și stabiliți efectiv indicatorii de performanță. Aceștia vor fi stabiliți în anii, presupun. Dar eu consider necesar că acest proiect ar trebui să la nivelul municipiului
clauzeli în contractul de delegare a unor indicatori de performanță pe aceste activități de sortare separată, precum și obligativitatea de colectare separată de către operator. Am înțeles. Poftiți, domnul consilier. Da, vreau să mai spun că în urma discuțiilor pe care am avut-o cu operatorul, știți că deja s-a stabilit un program pentru deșeurile voluminoase, am făcut rugămintea către operator să vină să-mi prezinte și un program în care să specifice fel cum va fi forma de această, cum se va face această colectare efectiv, în ce containere se va muta pune, care vor fi sacii care se vor face adunarea acestor deșeuri. Sincer să fiu, chiar în momentul de astăzi, înainte de ședință, i-am readus aminte un director de la RASF, să ia legătura cu următorul. Eu vreau să vă mai spun un lucru. Acest tarif noi trebuia să fie avut aprobat, cam cred că, după data de 1 iulie, dacă nu mă știu. Suntem deja într-o întârziere, pentru că nu avem această ordonanță în funcțiune. De aceea am și, să zic, forțat puțin termenul de a intra acum în ședința de mâine de la ADI ca să putem să reprezentăm, să trimitem și noi primarul să ne mandateze pe Ploiești. Nu știu, eu așa am gândit-o, așa... Într-adevăr, sunt lacune, nu sunt clarificate. Deci recunosc că nu sunt clarificate și eu vreau să știu de la operator cum va dori să facă această selectivitate. Vreau să nu fac o mențiune. În condițiile în care această selectivitate nu va fi atinsă, municipalitatea va avea o penalitate de 30% pentru nerespectarea acestor sortări, iar operatorul am înțeles să se duce la 50%. Deci, penalitatea din valoare. Valoarea care? Valoarea contractului sau ceva de genul acesta. Păi contractul ADI încheiat cu toate autoritățile publice locale din 2637. Nu vi se pare corect că era bine ca împreună cu regia să toate localitățile să aibă un tarif cum s-a plecat în proiectul inițial? Știți foarte bine și dumneavoastră, domnul consilier, că s-a luptat domnul primar pentru rezilierea contractului și toate comunele unde e 5 lei au votat împotriva rezilierii, numai președintele ADI și cu domnul primar au votat două persoane împotriva rezilierii. Și acum venim și facem 12 lei, 13 lei la Ploiești și acolo lăsăm 5 lei. Mi se pare ceva care nu e regulă. Domnul, dacă nu mai aveți, domnul George Popa, poftiți. Imediat, domnul consilier. Mulțumesc, domnul președinte. M-am uitat și eu pe acest proiect, la fel ca și colegul meu, domnul consilier Paul Palaș. Și, într-adevăr, am văzut această modificare pentru acest tarif diferențiat. Și mă întrebam și eu, chiar dacă suntem supuși unor reglementări, unor regulamente, unor legislații care obligă această colectare selectivă a acestor deșeuri, mă întrebam că dacă în orașul Ploiești lucrurile ar fi fost de către operatorul de salubritate într-un mod responsabil gestionate și orașul nu arăta așa cum a prezentat câteva imagini, pentru că este plin orașul de, cu aceste platforme de gunoi menajer, în acest fel erau colectate cu graficul care era prevăzut și la timp și nu existau aceste probleme deosebite în orașul Ploiești, poate am fi luat în discuție acest tarif diferențiat de aplicat conform normelor. De asemenea, am constatat că există, și prezentat și domnul consilier, o sincopă din punct de vedere tehnic de a se face această colectare selectivă și mai mult decât atât, capacitatea operatorului de a face, de a colecta selectiv de la platforme sau de la blocurile din camerele de precolectare cu utilaje care să prevadă într-un mod selectiv aceste deșeuri, nu cred că există în acest moment. Mai mult decât atât, ei nu pot să colecteze într-un mod eficient nici deșeurile menajere la grămadă, ca să zic așa, neselectate. Și discutăm acum de o majorare de tarif
pentru cu 3,72 lei. Acum 2 ani de zile la un bloc din zona pe care o administrez, am făcut un proiect pilot în care prevedeam că sunt obligatorii aceste norme de colectare selectivă la blocul E8 din China, în care împreună cu președintele de asociații au făcut niște investiții, au făcut un sistem de colectare selectivă cu 4 cubele și apasă fiecare cetățean din bloc pe un buton și pentru hârtie se rotește platforma respectivă, vine cubela pentru hârtie, pentru sticlă, pentru plastic, cu camere video. După, și tariful era acum 6 lei, da? În discuțiile pe care le-am avut, oamenii au spus, domnule, s-a majorat tariful la 9,50 lei. Dar am constatat surprinzător că cei de la Rosan vin cu aceleași mașini de colectare, cu aceleași compactoare, iau toate cubelele pe care noi le-am colectat selectiv și le pun în aceeași mașină de colectare. Ceea ce nu este normal, nu este eficient. Și atunci întrebarea se pune ce rost are implementarea acestui tarif diferențiat, pentru că el trebuie să vină, în primul rând, în favoarea cetățeanului. Și în momentul în care îi rog pe cei de la RASP ne vor aduce la cunoștință Consiliului Local, operatorul de salubritate are capacitatea tehnică de a avea utilaje și de a putea face această colectare selectivă, să ne informeze și noi vom relua discuția cu aplicarea acestui tarif, pentru că din punct de vedere tehnic este imposibil de aplicat, din punctul meu de vedere. Chiar dacă, așa cum spuneam, normele de licitație prevăd acest lucru. Și, în consecință, noi, grupul PNL, nu sunt de acord cu aplicarea acestui, cu votarea acestui proiect. Mulțumesc, domnule președinte. În mare parte și vreau să spun astăzi, domnul Popa. Înțeleg, este o obligație legală la care trebuie la un moment dat să aderăm, dar înainte de a se întâmpla lucrul acesta, trebuie să intre în conformitate operatorul, trebuie prin media la fel să facă toate demersurile necesare astfel să opere infrastructura necesară și abia după aceea să venim noi să hotărâm în numele cetățeanului, să forțăm cetățeanul să plătească o taxă de colectare a mașinii și o taxă penalizatoare, condițiile în care cetățeanul nu are cum să colecteze colectiv. De aceea, eu cred că atât operatorul cât și primăria municipiului Ploiești au tot interesul să facă investiții în acest sens. Pentru că dacă nu fac aceste investiții, sunt obligați atât operatorul cât și primăria municipiului Ploiești la taxe penalizatoare. Decât să plătească taxele penalizatoare care sunt foarte mari, mai bine face fiecare în parte, face investiția de care este, la care este obligat. Punem la dispoziția cetățenilor municipiului Ploiești alternative să facă să plătească selectiv și avem după aceea să fie cu proiect și cu toate acestea. Am
Mulțumesc, domnule președinte. Prin partea dumneavoastră, amendament la acest proiect. Ascultând toate explicațiile pertinente ale colegilor mei, și anume să se intereseze în proiect faptul că el va putea intra în vigoare atunci când operatorul de salubritate va pune la dispoziție cetățeanului logistica pentru colectarea respectivă a deșeurilor. Propuneți un amendament? Exact, amendament. Iar cu acest amendament, proiectul se mai mai departe. La o platformă de gunoi sunt arondate mai multe asociații de proprietari care au contractul rosar. Nu stabilește operatorul care la asociație nu își îndeplinește obligațiile în cadrul asociației respective. Cine nu își îndeplinește obligația? Mai mult decât atât, repet, în condițiile actuale, operatorul nu a făcut dovada că poate colecta deșeul menajer. Uitați, am arătat domnul consilier Palaș. Cum arată orașul. Știi cu toți cum arată orașul. Știi că am avut numai de discuții referitoare la incapacitatea rosarului de a desfășura activitatea. În aceste condiții, în condiții care ei nu pot colecta gunoiul așa cum este. Da? Să mai introducem asupra cetățeanului pe ieștean o taxă în plus. Pentru ce? Ar trebui să ne explice colegii noștri de la Comisia de Utilități care au inițiat acest proiect. În speță domnul Minea, domnul Marcean Cosma și doamna Sorescu. Eu nu înțeleg de ce în momentul acesta în care Rosalu a lăsat acest oraș sufocat de gunoaie în sezonul estival, da? Nu, nici la momentul actual nu fac dovada că au capacitatea tehnică de a colecta gunoiul menajer, mai vin cu această propunere. Adică, ok, dacă orașul ar fi arătat impecabil, dacă ar fi văzut niște eforturi din partea operatorului, de administrarea platformelor existente, da, ok, puteam analiza și această situație în condițiile în care avem niște obligații legale, da? Dar în condițiile în care noi ne sufocăm de gunoaie, pe unde merge în orașul ăsta, sunt gunoaie, operatorul nu-și face treaba, să mai venim acum să mai punem o taxă cetățenilor. Eu nu știu cum acești trei consilieri pot da o timpul cetățenii să explice acestora de ce
au introdus acest proiect care practic reprezintă o majorare a tarifului pe care fiecare proiectare îl plătește. Se gândește vorba de o penalitate. Sunt niște vorbe frumoase, sunt la anumite nuanțe. Nu, în realitate este vorba de o majorare. Da? Cum putem noi să începem în partea cetățenilor să spunem că am luat în discuție măcar posibilitatea majorării tarifului în condițiile în care orașul arată cum arată? Nu din cauza asociațiilor de proprietari care sunt cu plata la zi, nu din cauza administrației proiectării, ci din cauza operatorului de autoritate, care este în capacitate tehnică de a duce și o activitate. Mulțumesc. Mulțumesc, domnul consilier. Înainte de a da cuvântul domnului consilier, noi am vorbit. Mi-a completat domnul Matea. Imediat vreau să vă anunț la intrarea în sală și doamna secretară de-a dat acum. Vreau să vă spun votului că înainte de a încheia după ce vă spunea dumneavoastră, să dăm cuvântul și domnului Răileanu și partea unei asociații de proprietari să spună părerea. Dacă sunteți de acord că sunt două minute cuvântul și este pe votul cu mâna sus. Dar la sfârșit, pe domnul Răileanu, la sfârșit, Da, vă rog. Am înțeles. Cineva a fost să fie cineva. La sfârșit, vă pregătiți, domnul Răileanu, două minute. Domnul Răileanu, de dați-mi voi. Ok, domnul, mulțumesc mult. Domnule Marcola, știți că vă respect foarte mult. Știți treaba asta. Bun. Domnule, cred din părere ce faceți. Adică, cei trei colegii noștri care au venit cu propunerea de hotărâre de Consiliu, nu au făcut altceva decât să-și facă jocul. Deși au văzut că există obligație legală. Au făcut proiectul de hotărâre pentru că există obligația respectivă legală și l-au făcut aici. Iar noi aici îl discutăm cu argumente pro și contra. În opinia mea, n-au absolut nicio vină că au venit să ne tragă de mână să spună că trebuie să avem obligație legală, ne raportăm la ea. În cazul este că realitatea din orașul ăsta nu ne permite, în acest moment, să votăm acest proiect de hotărâre. Iar obligația legală pe care o avem, nu înseamnă că nu o vom îndeplini. Dar noi rugăm, înainte de a ne raporta la această obligație legală, operatorul și primăria municipiului Ploiești să-și facă jocul. Despre asta este vorba. Nu mă văd nicio vină la cei trei colegi ai mei în faptul că și-au ocupat posibil datoria. Că am venit comisii pe ce știu. Ce știu de la domnul consilier? Aveți pe față de trece de trece de trece. Dacă dați din registrul hotărârii, vă rog să vă fi mai jos. Dacă citim cu mare atenție, aici zice modificarea contractului 1792, de delegare prin concesiunea secțiunii acestând de proiectare de altul și transferul deșeurilor din domnele 2, Condești, Căieri și 7, Valea Turcanii, care cuprinde 36 de localități. Propunerea mea, fiind către strategia noastră care coordonează această activitate, să ne spună în plen aici câte localități din cele 36 aprobă acest tarif pe care ne-l propune nouă proiectelor astăzi. Pentru că așa este, domnul, că modificăm un contract, îl modificăm în ansamblul lui. De ce vine doar la Ploiești? Cei de la Tătaru, cei de la Șocrici sau din alte localități nu plătesc penalități dacă nu fac colectare selectivă, dar nu îi ok, vă rog să spuneți câte. Eu zic că e așa. Dacă, într-adevăr, ADI-ul a zis să puneți în discuție acest proiect și este foarte bine și eu sunt de acord să hotărăm acest proiect, dar după ce și celelalte localități, 35, hotărât să fie la același tarif și aceleași modificări. Vă rog. Domnul președinte, conform convocatorului mine să vizite la s-a spus aprobarea tarifului diferit. Nu mai nou, pentru toate primările și consilii locale, sau contractul 26, cele 36. A fost o ședință din Creștiu săptămâna trecută, prin care doamna secretară a importat partea de noi de în același aspect de regulament și indicatorii așa cum trebuie de ordonanță 74. În ședința de data trecută, o săptămână, s-au acotat, deci s-au votat fără să existe proiectul hotărâri, pentru că există posibilitatea în statut pe care domnii consilieri l-ați votat și l-ați modificat, care o să-i confere posibilitatea operatorului, începând de mâine, dacă în ADE nu se vine cu proiectul hotărâri, cu 50+1 voturi, consilii locale care vin cu hotărâri, să aduce pe stare. Trebuie să știți aspectul. Data trecută de câte știu de la 3 probabil, nu am fost prezent,
4 hectare. S-a luat această hotărâre, au venit cu aprobarea de această hotărâre de amânare a ședinței, care îi permite comportarea. Iar la următoarea ședință, suntem aplicat acest principiu 51, care va fost practic. Cunoștințele dumneavoastră care se legătura permanent cu ADI-ul, ce motiv local din cele 37 a votat creșterea tarifului la 13 și ceva? Nu spunem că nu a votat creșterea tarifului, s-a votat care vor fi aplicate. Din experiența dumneavoastră, cele pe motivele locale din 37 locale vor aproba acest tarif la nivelul județului? Conform. Din experiența mea trebuie să respecteze. Din câte știu, la nivel de țară, peste tot ai implementat tarife diferențiate. Eu de cred că poate ultimul oraș. Nu poate bine. Vă întreb dacă din sectorul 2-6 știți la fel asta un copil local care a aprobat. Suntem ultima localitate din această țară care are tarife diferențe. Asta pentru că, inclusiv în zona aceasta 26, mai sunt și alte orașe și alte localități care au aprobat acest tarif. Asta ca prima idee. A doua chestiune este aceea care, într-adevăr, există obligație legală să ai tarif diferențiat. Dacă există obligație din partea operatorului și din partea primului să monitorizeze și să respecte un program, nu avem o situație cum acum la nivelul municipiului Peși. Mă rog, și în alte localități din jurul Peși, Peși, o serie de primari, m-au votat rezilierea acelui păstrat, da? Din motive financiare, nu din motive de calitatea serviciului. Știți foarte bine, însemna o asumare din partea autorității publice locale, ca pe o perioadă de timp să susțină acest serviciu până la punctul lor. Fie recuperează banii la acest serviciu, dacă ce ai pusă, fie să țină o licitație și exista un într-adevăr, ceea ce s-a spus aici este perfect adevărat. Dar fiind faptul că acest operator înseamnă că s-a solicitat din partea Consiliului Popor, să se specifice dacă se poate, dacă acest operator are capacitatea de a realiza acest serviciu în condițiile care trebuie statut din regulament de a face acest rezultat, care înseamnă de fapt și de trecutitarea deșeurilor reciclabile săptămâna. Cred că este absolut normal că trebuie să avem demonstrate aceste lucruri, să avem un oraș curat, pentru că nu putem discuta, pentru că altfel toată lumea va plăti cu faptul că s-a spus care este de pe care este. Bună, doamnă, domnul. Așa, la rea discuția. Bună, doamnă. Dar vreau să fac o referire. Înțeleg foarte bine la acest lucru. Noi acum discutăm capacitatea propoastă a organizării a operatorului care se face. Numai că vreau să menționez că acest proiect este scris pe o ordonanță de urgență în care se stabilește o tarifare diferențială pentru cei care fac partea de sortare sau nu. Aici nu discutăm partea când comentăm ce anume sau ce poate să facă operatorul. Domnul consilier, dacă nu e aprobat, și rog să vedeți pe domnul consilier, mâine tariful mai este. Cam îndrăzit să aduc în fața dumneavoastră cu multă rădăcinare ordonanță. Cu penalizare de 40% din tarif? Diferențiat înseamnă și 2% și nu lăsăm 40%. După aia rog că am reușit să vă... Deci au fost făcute niște amendamente de domnul Mihnea Gabriel. Vedeți, acolo v-aș supune să le votăm în integralitatea lor sau le luăm pe fiecare la rând? În bloc. Toată dată, da? În bloc. În bloc. În bloc. Da. Deci putem... Și după aceea a avut și domnul Cosma un amendament și pune și pe ăla la vot. Deci, prima dată pe domnului Mihnea Gabriel, ne pregătim de vot, da? Deci, putem vota electronic sau prin ridicare de mână? Prin ridicare de mână, da. Atunci, amendamentele domnului Mihnea Gabriel. Cine este pentru? Domnul președinte. Domnul președinte. Deci,
fiecare amendament se votează în parte. Aici, fiecare amendament se votează în parte. Supuneți fiecare amendament, supuneți. Nu puteți în bloc, pentru că unul poate să fie de acord cu un amendament, iar altul să nu fie de acord cu altul. E logic, e simplu. Nu mai puteți din punct de vedere juridic. Dacă erați atent acolo, domnul Mihnea Gabriel a făcut niște, nu amendamente, a făcut niște modificări, nu sunt amendamente, pentru că schimbă structura de frază. Am înțeles, supuneți la vot, dacă votul va fi bloc sau individual. Supuneți la vot, da, propunerea domnului Matescu. Bine, domnul Matescu a spus să votăm în individual sau în bloc. Supun la întâi în bloc. Cine este pentru a vota fi votat în bloc? Vă rog să vă pe care le-am avut la nivelul Consiliului Județean, pentru că stat a
am înțeles că nu se mai respectă 5% sau ajungem undeva la 70%. Nu, mă refer la... Este clar la cotele de micile și a cotele de... Și votăm cu 50%? Asta le-am dat, ați mai votat-o. Le-am votat? Da, avem o... Dar ne-a propus 2%. Cam am dat 50%. Așa e. V-am și explicat, atunci ați votat. Avem o clarificare din partea celui care face verificarea acestui proiect și a celui care se clarifică. Trebuie să dăm răspunsuri pentru aceste clarificări în termen de 5 zile. Bun. 1 la 1. 2 la 1. În urma discuțiilor purtate cu domnul președinte Toader, va avea loc o rectificare la nivelul Consiliului Județean și alocarea unor sume pentru municipiul Ploiești. Este vorba de suma aceea de 10 milioane de lei. De asemenea, vom avea o ședință probabil până la sfârșitul săptămânii viitoare pentru a putea pune prevederile bugetare pe baza primelor sume bugete, aceste modificări bugetare. Al treilea lucru pe care vreau să-l spun este legat și de salubritate. Am avut o solicitare către ATI și către Consiliul Județean pentru redevența pe care operatorul economic o plătește pentru prestarea acestui serviciu. Pentru că mi s-a părut absolut normal că o parte din această redevență, având în vedere că noi am predat o parte de imobile către și de bunuri către ATI și ATI-ul a predat mai departe către operator, să revină municipalități. Din calcule, din primele calcule, suma respectivă se pare că se apropie de suma de 1 milion de lei. Și în momentul în care această sumă va fi dată de către ATI, către municipiul Consiliului Județean, această sumă să o utilizăm pentru modernizarea acestor platforme de gunoi și pentru modernizarea și îmbunătățirea sistemului de colectare selectiv pentru a putea avea o colectare mult mai bună la nivelul municipiului Ploiești. Așteptăm sumele respective pentru a putea demara licitația în vederea realizării acestui obiectiv. Vreau să fac și eu, vreau să fac un amendament, dar domnul Pavel nu m-a votat. Poate va putea fi treia. Ai vrea, când se va încheia acest contract, când se va încheia mărirea de tarif, noi asociațiile, acum, avem tariful de 9,50 lei, indiferent cum se amenajează sau selectiv. Deci ai vrea cu factura următoare, când se va vota în azi, să apară tot 9,50 lei, menajer, și diferențiat, adică nu ne apară acest barcode, am înțeles, e dată penalizatoare, cam așa. Deci nu ne apară cu factură, pentru că acela e o penalizare. Deci nu e, să nu avem prospectivitatea, să ducem selectiv. Deci aș vrea ca facturile emise de Rosal, să ne avem contractul Rosal, mai ales că avem contract pe 7 ani, așa avem niște tarife bine stabilite, să ne eliberese factura, nu o ieșire. Și dacă ne asigură și ne asigură să facem selectiv, poate noi asociațiile, la puberele la care suntem arondați, să ne penalizeze pe noi asociațiile diferențiat. Poate într-un cartier își face locatarii fac mai bine datoria și duc cu noi selectiv, și în alte cartiere, cu de noi își fac selectiv, să amendeze asociațiile, pentru că la platforme apar asociațiile arondate. Și nu trebuie să o luăm pe total cu ei. Deci trebuie să luăm pe total arondate. Cum este să și la casă? Că la casă, dacă omul își face selectiv tot, doi pe cele mai e normal. La casă are pupela în fața casei și poate facă selectiv. Poate. Și nu avea acea penalitate. Dar în factură îi se va elibera 12,90 lei, ceea ce nu se poate de la casă. Domnul Ailea, ați interes că proiectul n-a fost adoptat. Nu, deci mie se va adopta practic. Deci se va adopta, când s-a adoptat, consiliul a venit din nou în consiliul ăla. Și a doua rugăciune. Privind, am înțeles că am fost la ședința trecută, care s-a votat taxa de habitat pentru cei care nu au contract la unul menajer. Pentru că avem oameni, ei, uitați, vă dau un exemplu, la blocul 35, în Marul Roșu, care vin oameni de la casă și pun la platformă.
Și automat... Da, da. Deci eu vreau să vă spun. Deci aș vrea să externalizați acest contract ca noi asociațiile, noi să ne ocupăm de blocuri și să plătim ca acea taxă de habitat pe persoane. Eu vă spun că vom mai ocupa, să iau toate persoanele, să le duc la primărie, din asociații, și să nu mai avem contractul ăsta, să avem contract la primărie, fiecare persoană în parte. Aici, mulțumesc, stimați colegi, de part, vreau reușit.